Bună seara, dragi telespectatori! Ultima emisiune din anul 2015, Viața Gorjului, este aceasta și vreau să vă pun în fața unui om care timp de 4 mandate a condus primăria și conduce, bineînțeles, în continuare primăria Plopșoru, domnul primar Grigorie Petre. Bună seara, bine ați venit, domnule primar! Bună seara, dragi spectatori, și bună seara și dumneavoastră și bine v-am găsit. E o mare plăcere să colaborăm. Da, într-adevăr, eu mă bucur că sunteți și deschis față de presă, nu aveți nimic de ascuns. Ce aș ascunde? Răspundeți la telefon, unul din puținii primari care răspunde la telefon. Răspund la toate solicitările da. Oricând și sunt la dispoziția tuturor în orice și moment. Și special a cetățenilor din Da, în orice moment. Foarte bine, domnul primar. Nu avem foarte mult timp și atunci va trebui să discutăm succint pentru că am ales câteva teme. Vedem cât putem face din ele, dar să începem cu sărbătorile pentru că a fost Crăciunul, urmează Revelionul. Ce s-a întâmplat de Crăciun la dumneavoastră la Plopșoru? Cum a fost? Da, și în anul acesta am avut marea bucurie ca de sărbătorile Crăciunului să am la primărie colindători, elevii din Școala Generală Nicolae Tomovici Plopșoru. Au fost aproape 100 de copii, care de obicei copiii sunt alături de primar. Eu am putut să le ofer și eu la rândul meu din partea primăriei și a Consiliului Local câte un cadou cu ocazia sărbătorilor de iarnă, lucru care i-a mulțumit pentru că asta e, sunt oameni care au, sunt oameni care n-au și nu întotdeauna au posibilitatea să le ofere la copii câte un cadou de sărbătoarea Crăciunului, dar autoritatea publică locală face acest lucru în fiecare an pentru copii. Foarte frumos din partea dumneavoastră. Ați împodobit și bradul? Am brad la primărie. În fața primăriei. Ca de obicei, bradul înalt cât primăria este împodobit și îi aștept pe cetățenii Comunei Plopșoru în noaptea de Revelion, când vom organiza, ca de obicei, focuri de artificii. Și, bineînțeles, tradiționalul foc de Crăciun și de Revelion va fi prezent în curtea primăriei, din lemn faceți uscat foc de tabără. Înalt. Focul, foc de tabără, nu? Da, focul magic, îi spun eu, magic. Pentru că focul e magic. Focul de la trecerea dintre ani. Arde tot ce a fost rău în anul acesta curăță și aduce ceva nou pentru anul viitor, belșug și toate celelalte. Să dea Dumnezeu să se întâmple asta. Dumneavoastră aveți ca principală sarcină să asigurați acele bunuri publice, utilități publice pe care le folosiți dumneavoastră cu comunitatea și noi de asta ne strângem în comunități și folosim aceleași drumuri și aceleași rețele de gaze și de canalizare, că nu ne-am putea permite fiecare cetățean în parte să-și creeze o astfel de infrastructură. Și atunci, haideți să vorbim, pentru că este principala sarcină, pe lângă, știu eu, certificate, tot felul de documente care le eliberează o primărie și așa mai departe, zic eu că cel mai important punct este asigurarea condițiilor într-o România europeană de 2015, în prag de 2016, a tuturor condițiilor ca omul să aibă confortul necesar. Și când vorbim de confort, spunem apă, punem drumuri în care să nu ne rupem roțile ca atunci când le rupem, înjurăm primarul. Chiar dacă o poate drumul județean sau național, tot primarul înjură lumea, că nu știe toată lumea care e la care e ăla. Cum stați cu... În ce stadiu sunteți? Pentru că noi am mai discutat, cred că pe la începutul anului sau, mă rog, până în jumătatea anului și știu că aveați planuri mari pentru anul ăsta. S-au realizat? Da, foarte bine ați punctat și aș vrea să nu trecem aspectul sesizat de dumneavoastră în tăcere, pentru că, într-adevăr, lumea așteaptă de la primar, așteaptă să construiască și e bine să construiască, că totdeauna primarul care construiește e un primar faraon. Dar să nu uităm că primarul și aparatul său de specialitate și Consiliul Local are foarte multe alte obligații, pentru că asta face o autoritate publică locală. Oferă servicii către populație. Servicii publice care să deservească populația. Servicii de alimentare cu apă potabilă, servicii de canalizare care vor fi în viitor.
și celelalte servicii, că, pentru că primarul le face pe toate. Primarul, să nu uităm că primarul are grijă de copiii din comună, astfel încât copiii să nu fie abuzați, să nu fie terorizați. Sunt familii care neglijează copiii. Cine intervine? Primarul. De câte ori trec pe stradă, mă oprește. Domn primar, vină că am probleme în familie. Deci da? Și pe astea tot primarul trebuie. E legea 272, care adevărat, pe 2004, vedeți? Privind protecția drepturilor copiilor. Corect, dar la nivel de oraș mai grav se întâmplă treaba asta la municipiile mari. De exemplu, la Târgu Jiu mă îndoiesc că vine un copil să-l ia pe domnul Cârciumaru de mână să-i spună care are probleme în familie. Nu-l ia pe domnul Cârciumaru, dar indirect tot domnul Cârciumaru răspunde. Categoric. Dar deci legea e clară. La dumneavoastră se pare că fiind și totuși comună și dumneavoastră foarte apropiat de oameni, chiar au curaj copiii, da, să vă... S-au învățat, cu mine, s-au învățat cu mine, pentru că și la serbări și de câte ori deschid anul școlar și când am întâlnire cu elevii și cu poliția împreună pentru a-i prelucra pe copii privind circulația pe drumurile publice și alte măsuri de siguranță în școli, întotdeauna le spun că să nu uitați că primarul e prietenul dumneavoastră și să-l sesizați pentru orice problemă. Și nu uită. Și acum îmi amintesc că la ultima noastră întâlnire la dumneavoastră acolo la Topșor, că chiar v-am admirat, sunteți un foarte bun dansator, jucător, adică erați în fruntea horei acolo la Nedea, care o aveți de Sfânta Maria. Da. Da, și zic, uite frate, se poate face o știre, primarul balerin. Adică ați fost, da, așa la înălțime și toți oamenii în jurul dumneavoastră. De mic copil deci mi-a plăcut. Foarte apropiat de, mi-a plăcut să fiu primul în toate. Să fiu primul foarte, în toate și foarte apropiat de oameni. Am crescut între copii, între oameni, am avut întotdeauna rezultate bune la școală, da? Am fost bun și la dansuri, și la cântat, și la joc, și la orice, și la învățătură, întotdeauna am luat premiul întâi. E cu asta pot să, pot să fiu mândru de dascălii care m-au învățat și care la ora actuală mă văd, pentru că sunt consilierii mei și bineînțeles că orice profesor este mândru atunci când vede că elevul lui a ajuns undeva mai sus. Foarte bine. Și în afară de copii, bineînțeles, de toate cazurile și sociale și, Doamne ferește, de da, violențe, siguranța publică nebunii, pe care primarul publică trebuie să o asigure conform legii și, bineînțeles, că asta trebuie să facă, să asigure și acum de sărbători. Primarul nu e liniște. Primarul trebuie să fie în slujba cetățeanului. El trebuie să asigure siguranța cetățeanului acum de sărbători, când trebuie să recunoaștem că vine toată lumea agitată acasă, lumea e mai agitată, mai bucuroasă, își mai permit unii cu alții și primarul trebuie să fie vigilant împreună cu celelalte autorități publice locale. Da, aveți așa evenimente de sărbători? Nu. Se mai bat unii, se mai ceartă, se mai... Ei, acum nu, că mai bei un vinișor, se mai întâmplă, se dar mai nu, întâmplă. N-am fost. În Comuna Plopșorul n-au fost evenimente deosebite niciodată. De la Revoluție, vin, de la scoală încoace. Vin în noaptea de Revelion, vin mulți, da? La primărie. Vin 5, 6, 700 de oameni, se umple curtea primăriei. Ce frumos. Servim un vin, o țuică fiartă și... Făcută la foc acolo. Sunt, da, la foc, bineînțeles. Foarte frumos. Da, asta înseamnă viață de comunitate, comunitate care se simte bine împreună și face treburi împreună. De bine de rău, la noi, la români, încă se mai păstrează aceste obiceiurile, tradiții, da, și obiceiuri care în apus, de mult au apus. Am punctat destul de bine aici, că da, sunt tradiții care au dispărut de la ei. Cum e buhaiul, cum e steaua, cum sunt celelalte tradiții care cântă nașterea lui Hristos. Aceste obiceiuri și tradiții în partea de apus sunt de mult apuse. La noi, la români, încă le mai păstrăm. Noi încă mai păstrăm, încă păstrăm obiceiuri și de pe timpul dacilor. Sunt alte sărbători pe care sunt creștine, sunt sărbători creștine pe care le avem preluate de la turci sau, de exemplu, sunt zienile. Da? Sunt și în calendarul ortodox și sunt și în partea cealaltă. Yeah. Sunt tradiții care le păstrăm, sunt ale noastre. Trebuie să le păstrăm cu sfințenie, că asta ne întărește cultura și învățătura. Un popor este puternic când are oameni bine pregătiți și când are o cultură și o credință proprie. Când crede în valorile lui. Și o identitate culturală. Și o identitate culturală, bineînțeles. Și când autoritățile și primarul, ce e primarul? Primarul este om de stat. Da, un stat este cu atât mai puternic cu cât conducătorii săi sunt puternici. Da, și trebuie susținuți conducătorii și primarii trebuie susținut și de celelalte autorități și întăriți pentru a putea să conducă și a să canaliza
comunitatea pe care o conduce către prosperitate. Ăsta e scopul până la urmă, de asta v-au ales oamenii. Da, exact. Ca să le fie mai bine. Și ei, în momentul mi-am dat, în care își pun votul, mi-am dat toată silința în sensul ăsta. De când sunt primar, niciodată n-am urmărit în scop personal beneficii. Lucrez în aceeași casă făcută de tatăl meu. Când da? Eram student, nu mi-am făcut aver, nu mi-am făcut nimic. Totdeauna sunt în slujba cetățeanului. Și o fac cu drag. O fac cu drag și o fac din inimă. Am venit de la mină pentru că aveam un drum prost și m-am supărat și am zis trebuie să mă duc să fac drumul meu prima dată. Și până l-am făcut. Și am constatat că pot să fac pentru oameni și că trebuie să fac pentru oameni. Că de asta am venit aici. Și în continuare voi face același lucru. Voi fi același om. Indiferent ce se întâmplă, nu mă voi schimba. Da, păi, dacă aveți deja 4 mandate, înseamnă că oamenii putem considera că sunt mulțumiți cel puțin 50%, nu? Mai mult, 70% au fost la mulțumiți la ultimele alegeri, au fost 70%. Peste 70% am avut ca primar, în schimb la Consiliul Local am avut mai puține voturi și aici trebuie punctat și oamenii să înțeleagă, pentru că un primar, ca să poată să realizeze proiectele pe care și le-a propus împreună cu cetățenii, trebuie să aibă și susținerea politică, să aibă un consiliu local care să fie al lui, ca să poată vota, pentru că așa am consilieri care au votat de când sunt ei, de 4 mandatele mele, ei votează tot împotrivă. Păi pentru ce, dragi cetățeni, să aducem asemenea consilieri în consiliul local? Ca să voteze doar împotrivă, să voteze împotriva sistemelor de alimentare cu apă potabilă, să voteze împotriva sistemelor de canalizare, să voteze, cum s-a întâmplat ultima dată, împotriva modernizării drumurilor locale și drumurilor de exploatare. Dar ce? Cum a motivat? Sau nu sunt obligat să motiveze? Nu sunt obligat să motiveze și nici nu le-am solicitat. Mâna când întreabă consilierul președinte de ședință, voturi împotrivă, da. Nu întreabă nimeni de ce. Nu, votul politic nu se justifică, dar în fața cetățeanului trebuie să se justifice. Și pentru până la urmă urmei am intenții bune, vreau să fac. Știți ce aș face eu, domnul primar? Aș afișa frumos la primărie cum s-a votat fiecare proiect de hotărâre, pe nume, nominal. Da, lucrul ăsta nu trebuie să credeți că nu se face, pentru că e obligat secretarul. Primărie este obligat să afișeze hotărârile și se afișează. Ba da, scrie în fiecare hotărâre. Scrie câți au votat așa și câți așa. Nu, și scrie și cine nominal. Da? Da. La dumneavoastră așa e? Da, așa este. Fiecare scrie. Cum a votat? Fiecare vot împotrivă, da. Păi așa, asta dă transparență. Da, bineînțeles. Foarte bine. Mi se pare corect. Și acum să ajungem la investiții, că mai e un pic să termine emisiunea până ajungem păi la investiții. Păi dumneavoastră a lungit-o, nu eu. Nu, dar chiar mi-a plăcut așa ieșirea asta care am avut-o, divagația față de subiect, pentru că e important cum se votează într-un consiliu. Sunt și foarte, consilii care votează în interesul. Să știți cetățenii. Că sunt consilii locale în care, în momentul în care au intrat la vot, știu și eu lucrul ăsta, își fac treaba votează cum trebuie, indiferent toți, ce indiferent sunt. De culoarea politică, votează cu conștiința, nu cu carnetul de partid. Exact. Da, sunt cazuri. Nu multe. Alea sunt excepțiile care întăresc regula. Da. Și regula că, din păcate, de multe ori sunt consilii locale. Sunt. Există cazuri de consilii locale în care nu se gândesc la binele cetățeanului, ci la faptul că primarul nu trebuie să rezolve ceva pentru că va fi votat din nou. Da, asta e problema lor. E foarte grav. Da, asta e problema lor. Bun. Cu toate vicisitudinile vremii, ce ați reușit să faceți anul ăsta, domnul primar? A fost un an plin de realizări. Da? Mă bucur că și în anul acesta am reușit să demarez foarte multe investiții și am și în execuție investiții. Am reușit în acest an să reabilitez școala din Văleni, care pur și simplu era un pericol pentru copii. Și într-un timp record, în 2 luni de zile, adevărul e că nici n-a plouat. Toată vara n-a plouat deloc până a treia zi după ce s-au terminat lucrările. Dumnezeu a ținut cu noi și ne-a ajutat. E o școală modernă, acum și copiii intră cu drag în ea. Am început sistemul de canalizare apă menajeră în satele Olari, Plopșorul, Sărdănești și Văleni. Se lucrează acum, în prezent, se lucrează la acest sistem de canalizare.
Iar aveți de noroc cu Și vremea că e cald. da, ține cu noi și e cald și frumos și se poate lucra pentru că și terenul este propice pentru a putea să fie lucrat, pentru că săpăturile la o canalizare sunt adânci și stabilitatea terenului contează foarte mult. Da, sunt unii care zic, de ce, frate, se lucrează iarna? De ce nu se lucrează doar vara? Dar de ce să nu se lucreze iarna? În Occident se lucrează iarna? Nu știu. Ba da, se lucrează, da? Dar ăia au noroc că la ei nu prea sunt ierni în unele țări. Și atunci noi, cum să ne ținem de ei dacă ei lucrează 12 luni, iar noi lucrăm 6 luni? Da, pentru corect. Noi, românii, la ora actuală, faptul că nu este iarnă e un mare, mare avantaj în dezvoltarea infrastructurii, pentru că se poate lucra și dăm înainte. Da. Și la plopsurul tot la fel. De ce să țin lucrările în loc când se poate lucra? Avem, de asemenea, avem programe de investiții aprobate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală de la AFIR Craiova. Am semnat un contract chiar acum o lună de zile și în prezent e în procedură de licitație. Pentru se lucrează. Ce? Pentru ce? Pentru modernizarea unor drumuri de exploatație agricolă, dar aici aș vrea să punctez, sunt drumuri care fac legătură laterală de preluarea traficului de pe drumul european. Care e foarte și important. Care e foarte important în sensul ăsta, ba, unul dintre drumuri realizează legătura între orașul Turceni și Plopșorul, facilitând, pentru că trebuie să punctez aici, acum, recent, a avut loc un incendiu în satul Izvoarele și datorită intervenției pompierilor au putut să fie stins, dar dacă era drumul și legătura respectivă, mi-au zis pompierii, domn primar, dacă drumul ăla era făcut, gata băieți, la anul va fi făcut. Face legătura între satul Ceplea și Turceni și nu mai trebuie să ocolească 10 km. Face 2 km. Da. Deci, foarte important. Plus și alte avantaje, că e microhidrocentrală în zona. Iată, și asta plus, e siguranța cetățeanului. Da, plus intervenția... faptul că unii dintre adversarii mei politici speculează pe chestia asta cu drumurile agricole, dar dimpotrivă. Ce spun? Să că vedem nu e bine că nu e util, că nu știu ce cale am trebuie făcute. Păi le facem și noi după cum am depus proiecte și pe drumuri Sătești, pe străzile din comună, bineînțeles, dar nu puteam să fac întâi drumurile Sătești și pe urmă să fac canalizarea. Ce făceam? Aia clar. Nu. Puneam carul înaintea boilor și pe urmă și veneam să sparg drumul ca să fac canalizarea. Face primarul sparge asfaltul. Exact. Da, mai e și altă problemă, că spuneați că sunt drumuri adiacente, acele drumurile agricole, da? Agricole sunt păi foarte utile pentru că creează, foarte... o secundă numai, creează posibilitatea ca cetățenii comunei Plopșorul să-și dezvolte ferme finanțate din fonduri europene. Ăsta e viitorul țării. E adevărat, dar în același timp, de foarte multe ori întâlnim pe drumurile naționale și chiar europene căruțe, animale care merg la păscut sau care... Foarte bine ați punctat. Aceste drumuri laterale preia traficul căruțelor de pe drumul european și îl ocolește. Că și-or face ferme, nu și-or face ferme, dar au câteva capre, au câteva oi. Și au pe unii circula. Au căruță cu care se duc să-și ia... culturile. Principalul promotor al dezvoltării locale este primarul și el trebuie să asigure dezvoltarea și a cetățenilor, și a comunității, și a gospodăriilor, pentru că și să le asigure protecție, bineînțeles. Exact. Și ar avea siguranța cetățenilor. Da, avem de asemenea tot în lucru proiecte privind reabilitarea, că am discutat despre cultură, reabilitarea două cămine culturale, care trebuie să înceapă în această primăvară. Și care sper să se deruleze într-un ritm mai alert ca să fie anul viitor gata. Ele sunt finanțate de Compania Națională de Investiții. E vorba de căminul de la Olar și căminul de la Ceplea. Avem de asemenea depusă cerere de finanțare pentru construirea de locuințe sociale în Plopșorul. Prin ANL am beneficiat, Comuna Plopșorul a beneficiat de bunăvoința unor moșieri, să zic, sau boieri locali care au dăruit comunei suprafețe de teren în Plopșorul și în Sărdănești, iar pe aceste suprafețe intenționăm să construim locuințe sociale, se vor construi două blocuri. Dacă se realizează proiectul și sigur se va realiza, unul în satul Plopșorul de 40 de apartamente și unul în satul Sărdănești la Hotarul cu văleni de 40 de apartamente. Locuințe care vor fi puse la dispoziția tinerilor care la ora actuală lucrează în Spania, în Italia și care vin acasă cu bani și de multe ori nu trebuie să-și folosească banii să construiască dita mai casa. Mai bine
locuiește temporar într-o locuință socială, iar cu banii își dezvoltă o afacere. Și după aceea, când afacerea se derulează, poate să-și și construiască profit, și da? Acea casă. Că altfel, dacă îngroapă toți banii păi într-o altfel ce construcție facem? Care nu produce... La foarte mult le-a spus, bă, fraților, nu mergeți acolo, câștigați un ban, nu veniți înapoi și cumpărați o mașină, vă plimbați cu ea care consumă și construiți o casă. Nu! Nu, asta e esența. Păi hai da. Să gândim altfel, să ne construim o afacere aici, în țară, să nu mai fiți nevoiți să mergeți acolo. Și banii care îi aduce să-i mulțiți, să vă rămână să, și pentru și casă pe urmă și și pentru până la traiul urmă vostru. Să fie beneficiile țării. O țară așa se dezvoltă, prin oamenii ei. Corect. Ziceți că la canalizare deja lucrați. Da. Se lucrează în prima etapă în satele Olar, Ploșorul, Sărdănești, Văleni, în etapa a doua izvoarele Ceprea, Broșteni, Cursarul, Broștenii de Sus și în etapa a treia și ultima etapă satele de Lempiscuri. Sistemele de alimentare cu apă potabilă s-au recepționat anul acesta, cel de la Ceprea, Izvoare, Broșteni, Cursarul, Broștenii de Sus, cel de la Deleni și Piscuri funcționează și satele Olar, Ploșorul, Sărdănești, Văleni, care este un sistem de alimentare cu apă potabilă mai vechi. Deci, în prezent, Comuna Ploșorul beneficiază de un sistem modern de apă potabilă cu două puncte de alimentare, și din sursă proprie, și din conducta de alimentare Izvarna Craiova. Am ocazia acum să spun că am fost vizitat de către doamna primar de la Craiova în sensul de a începe deja lucrările și am început deja măsurătorile pentru construirea firului 2 de alimentare cu apă potabilă Izvarna Craiova. Care... Și vă veți conecta și la acela? Păi nu am nevoie, eu sunt conectat la ăsta. De la alt fir să asigure necesarul de apă în Craiova, ca de pe doamna... firul celălalt să ne alimentăm noi localitățile de pe traseu. Și doamna primar a venit să vă ceară aprobare? Ca să nu, doamna primar a venit cu o echipă de proiectanți la primărie să le deleg o persoană competentă pentru a participa la măsurători și la identificarea proprietarilor în fiecare gospodărie. Asta e proprietar, nu e domeniu public. Da, nu, nu. Conducta va traversa proprietăți particulare și trebuie acordul fiecărui proprietar, pentru că fiecare proprietar va fi despăgubit. Acum am și ocazia să informez pe cetățenii Comunei Ploșorul să ne dea tot sprijinul în acest sens și când inginerul de la primărie, domnul Toma, vine împreună cu cei de la Craiova, să le acorde tot sprijinul pentru identificarea alățimii și a suprafeței care va fi afectate. Nimic mai mult. Păi bine, dar nu traversează... perpendicular terenurile? Păi, sau e în capătul locului și le dă doar de acolo? Nu, conducta va veni paralel cu actuala conductă, la o distanță de, să zic, 20 de metri. Bineînțeles că va traversa perpendicular pe fiecare suprafață în parte și tocmai de aceea este o muncă, cu un volum mare de muncă, pentru că fiecare cetățean în parte trebuie să-și exprime acordul și să-i se calculeze o suprafață afectată, pentru că va fi despăgubit. Conducta va fi subterană? După ce se termină și se îngroapă conducta, bineînțeles că terenul va fi redat cetățeanului. Doar atât că nu mai au voie să construiască în zona nici, nici în prezent nici nu au prezent. Voie să construiască și orice certificat de urbanism eliberat pe zona în care este amplasată conducta de Izvarna se eliberează cu avizul prealabil al companiei de apă. Da, corect. Ei, mai fac și oamenii niște bani, să sperăm că vor fi de acord și că vor primi un preț corect, că asta e foarte important. Bineînțeles, e problema lor cu prețul, nu a mea. Negociază, da. Doar negociază fiecare, dar eu doar fac legătura. Suntem la final de emisiune, domnule primar, și am o întrebare pentru dumneavoastră. Mai candidați în 2016, dacă v-ați hotărât? Da, candidez în 2016 pentru un nou mandat de primar, pentru că știu și simt că pot să fac ceva pentru cetățenii Comunei Ploșorul și am foarte multe proiecte începute care trebuie duse la capăt, pentru că cel care a conceput proiectul îl cunoaște, cunoaște cum se obține sursa de finanțare și are obligația morală să ducă aceste proiecte la capăt. Și ăsta e primul motiv pentru care și al doilea este faptul că am venit primar de la mine și am constatat că îmi place ceea ce fac și îmi place să ajut oamenii și am ajutat tot timpul din inimă și fac tot posibilul să-i ajut atunci când sunt la necaz. Și
trebuie să merg în continuare alături de oameni, cu sprijinul oamenilor, bineînțeles. Și să creați condiții cât mai bune pentru toți cetățenii. Da, comunei. Să fac ceea ce mi-am propus pentru ei și ceea ce au propus cetățenii să fac eu. Păi, atunci vă urăm spor la treabă până la finalul mandatului, succes la următorul, dacă va fi, dacă veți câștiga, dacă spuneți că ați avut oricum peste 50% din voturi. Nu, am avut peste 70% tot timpul. Se pare că politica v-au dat girul a fost până mai acum, jos, v-au dat girul oamenii. Dar în rest nu sunt niciun fel de probleme. Candidez în continuare de la Partidul Social Democrat, același partid care m-a propusat ca primar în mandatul acesta. Da, e foarte bine că sunteți statornic. Da. La mulți ani, domnule primar, la mulți ani, Comuna Plopșoru, avem acum ocazia să spunem locuitorilor comunei un an nou fericit și să ne vedem cu bine în 2016. Și eu vă doresc la mulți ani, multă sănătate și dumneavoastră, dragi cetățeni, un an nou plin de împliniri, multă sănătate, fericire, cu dragoste vă transmit din inimă. Mulțumim. Sănătate, Doamne ajută! Mulțumim, dragi telespectatori, la revedere!